nivelul 35 la a doua, îndată ce ai văzut pe 70, imediat te duci pe el. Că, nu? Ai aici 2 ori 35 și 2 la a doua ori 35 la a doua. Și 35 la a doua spațiu factor comun și 3 la 2 la 3 plus 1, gata, pătrat perfect. Deci, în final, tu trebuie să ai un produs de factori la a doua. Că sumă din pătrate, acolo nu te servește la nimic, nu te ajută cu nimic, la nimic nu te ajută. Deci așa trebuie să gândești. Deci, observăm că sunt destul de frumoase și aici se presupune lucruri cu putere. Calcul cu putere. Adică trebuie să te joci, sunt Gauss, pe acolo ce-a fost, ești lăsat, deci sunt interesante, dar trebuie să descoperi frumusețea de dincolo. Repet, insist. Din păcate, nu se stă de vorba așa ca să guste elevul din frumusețea gheșițului. Ci pur și simplu îi se dedichează. Vreau să spun și la... ce fac părinții în disperare? Iau copii suplementați. Și le dă meditatorului banul și trece timpul, ora trece și spune, băi, l-am dus la meditație, mi-a făcut treaba. Și tu acolo ce faci? Numai copii, când mecanic îți dă profesorul, că el așa învăța mecanic, fără ca să umbli acolo de desubt, să vadă de unde vin chestiile astea. Da? Deci, eu spun, repetate rânduri, tot spun, școala, așa, memorarea asta înseamnă, de fapt, o bătaie de joc asupra intelectului copilului în evoluția lui. Asta înseamnă, dinspre tristețea mea, că așa e. Doar manifest tristeța și a fost o liturghie acum de 2 săptămâni, parcă, cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Nu știu dacă știți asta, deci duminica asta a fost o parabolă și cealaltă. Eu îi văd pe copiii aceia, pe copiii toți, abar n-am care sunt aceia, precum săracul Lazar care stătea la masa, da firmituri la masa bogatului. Așa sunt copiii și sunt copii la care se adaugă părinții. Știi, un părinte îl știi și tu, are copilul în clasa a 5-a, nu-mi dau numele, sunt înnebuniți acum, vieții părinți, că l-au adus în clasa a 4-a și când se treagă într-a 5-a, datorită faptului că el la clasa a 4-a învăța numai mecanic și el și-a deprins felul ăsta de a memora matematica cu niște formule și dacă își amintește aceleași, face treabă. Dacă nu, nu. Ei, aici, dacă încerci să judeci un pic ieșițiu, ți se pare că este anormal. Pentru că normal era formula aceea. Tu mi-ai venit, mi-ai pus formula pe tablă, eu trebuia să te restrec pe tine, spun, aplicăm acolo, care erau, făceam noi discuții acolo și mergem mai departe. Da. Nu m-am mulțumit să fac chestia asta, că n-am făcut-o niciodată. Ei, am demonstrat-o, dar dacă am demonstrat, hai să fi plecat, eu puteam să merg pe ieșițiul acela și să spunem, eu mulțim cu 3 la a doua din cauza asta, nu știu ce era și vreau, făceam ieșițiul final. Dar m-am lipit de formula ta, pe care o aveai ca o achiziție, aruncată pe undeva, de undeva găsită, dată de profesor, fără să-i înțelegi. Uite, ce îmi spune, când spuneți A la N plus 1 și minus 1 jos, nu poți să crezi că poți să memorezi așa ceva. Dar tu nu aveai nicio justificare. Așa nu niciodată. Supra, zicea, era minus 1. Asta era suma respectivă. Da? Ei, plus 1, minus 1 și de unde e și ce și cum, nu. Și de aceea, mă rog, eu am spus-o, am vrut să spun, până când cât sunt așa pe pământ, spunând, nu se poate să continuăm cu școala asta așa. Nu se poate. Numai memorând și ajungi de ești posesorul unei memorii mecanice, fără să găsești algoritmul ăsta de a gândi frumos, de a avea și tu bucuria să duci un rațional la bun sfârșit, să vezi. Doar ai satisfacția, că satisfacție în ghilimele, nici nu satisfacție e decât epuizare. Deci, da, asta e. Singura soluție care o au părinții este să ducă la profesor, să dea banul și să spună, uite, facem așa. Dacă l-au învățat unei limbi. Și acolo există o anumită logică, dar niște cuvinte trebuie să le înveți. Nu le înveți cuvintele acelea, nu ai cum să te descurci. Dar în toate există această formă de a gândi, de a face corelații la istorie, la nu știu ce. Peste tot. Matematica este instrumentul care stă la baza tuturor obiectelor, pentru că te învață să gândești. Dar ea te învață dacă ai pe cineva la baghetă să te învețe să gândești. Ori, în momentul în care numai niște formule, pur și simplu te sperii. Spui matematică de aceasta și toată, cum spun, și tu, Cristina, ți amintești. Asta era marea obsesie. De ce s-au îndepărtat copiii sau și copiii din generația ta, când erați elevi? Același motiv era. Că matematica este inaccesibilă. Asta era redus în mintea fiecare. Înseamnă niște formule pe care le înveți și le aplici cine au și ce nu știu ce și face treaba. Ori nu. Cu totul diferit. Da. Eu nădăjduiesc că o să te desprinde felul ăsta de a face matematică, dar foarte puține șanse am. Pentru că marea majoritate a orilor sunt în partea aceea la școală, de acolo ți se dă așa, tu faci antrenamentul mecanic și e destul de dificil. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Da, da, ușor. Nu, am dat.